Seara de 24 decembrie este cea mai așteptată și iubită de către toți copiii. Moș Crăciun va veni în casele tuturor micuților care au fost cuminți. Așa se face că astăzi, cu doar câteva ore înaintea Sfintei Sărbători, magazinele de profil au fost luate cu asalt de giurgiuveni. Haine, ghete și câteva jucării, pe asta au mizat cei mai mulți dintre părinți. Chiar dacă în cele mai multe cazuri bugetul nu a fost pe măsura așteptărilor, fiecare dintre aceștia au ținut să cumpere un lucru cât de mic, numai ca micuții să nu-i simtă lipsa celui mai iubit moș. Pentru ce cadouri optați acum de sărbători? Nu știm să ne decidem. Ce să spune? Ce cadou vrei tu? Jucării luați? Jucării. Eu vreau... A? Ce vrei tu? Un Tom și Jerry și... Un ce? Un tenuleș. Ce e necesar pentru ea? Ce are ea nevoie? Jucării luat? Nu mai avem posibilitate și de jucării. Am vrea, dar a venit mai devreme. Acum e de ajuns ce are nevoie. Nu știu pentru ce să optez. Cam pentru toate. Le-aș vrea chiar și eu, nu numai nepoțelul. Dar l-ați luat cu dumneavoastră la cumpărături? Da, l-am luat ca să vorbească cu Moș Crăciun. Noi am venit să vedem ce ne place și după aceea îi dăm telefon. Și atunci el o să ne respecte dorințele. Pentru ăștia mici mai mult pe mașinuțe, că am doi băieți, o sabie de jucărie, că le plac. Și ce-și alege? Ce buget aveți aloc? Nu vă zic. Deci dau tot ce am, mai ales că nu e mic, foarte mic salariu, mai ales acum ne bagă în șomaj. E greu, dar ce facem? Pentru copii ne zbatem, pentru ei muncim. Nu putem pentru altceva decât pentru copii. Mașinuțe, păpuși și trenulețe, toate au fost la cea mai mare căutare în aceste zile, special pentru cei mici care se vor bucura de ele, cel mai probabil în prima zi de Crăciun.